Martin Luther s-a născut la data de 10 noiembrie 1483 în Saxonia. Acesta a fost pastor și doctor în teologie și primul reformator protestant, ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice Luterane. Primele idei ale reformei protestante au fost enunțate de Martin Luther în 1517, în calitate de preot catolic și profesor de engleză biblică. Credința lui Luther l-a făcut să intre în 1517 în conflict cu Biserica Romano-Catolică. Pentru a strânge fonduri în vederea construirii Bazilicii Sfântul Petru din Roma, Papa Leon al X-lea a vândut credincioșilor indulgențe. Prin vânzarea de indulgențe se oferea în schimbul unei donații bănești, anularea suferințelor vremelnice datorată păcatului. Luther s-a declarat împotriva acestei practici, iar excomunicarea sa din Biserica Catolică a survenit chiar în anul 1521. Prin traducerea Bibliei în germană, Luther a contribuit la crearea limbii literare germane supradialectale, deschizând o epocă nouă literaturii moderne. Opera sa literară constituie un model de limbă vie, plastică, sugestivă, de o oralitate cuceritoare, relevând inventivitatea spiritului popular. Luther a murit la data de 18 februarie 1546 în orașul său natal. Acesta este considerat principalul răspunzător pentru începerea reformei. Cea mai evidentă consecința reformei o constituie formarea diferitelor secte protestante. O a doua consecință a reformei a fost larga răspândire a confruntărilor religioase din Europa, însă reforma a jucat și un rol subtil, dar foarte important, în dezvoltarea intelectuală a Occidentului european.